îmi permiteți să-i ofer cuvântul liderului Partidului Socialiștilor. Noi așa am decis. Formal, neformal, asta este altă chestie. Excelenței sale, domnului președinte a Republicii Moldova, domnul Igor Dodon, să-i mulțumim că a acceptat să participe la ședința noastră de astăzi a Consiliului Republican. Stimați colegi, onorată asistență, în primul rând vreau să vă spun că sunt onorat ca membru a echipei că astăzi sunt alături de dumneavoastră. Ce n-ar spune oponenții noștri politici, ce n-ar încerca să ne provoace prin diferite declarații, acțiuni, dar cel mai important este că noi împreună am reușit să creăm o echipă, o familie, o echipă a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. O echipă care este unica alternativă pentru toate forțele politice existente la moment, atât pe dreapta, cât și pe stânga. Din 2009 încoace, Republica Moldova trece printr-o perioadă de dezastru economic, social, politic. În 2019 se împlinesc 10 ani. 10 ani când partidele de dreapta și de centru se uneau împotriva partidelor de stânga. Tot timpul Partidul Democrat, partidele de dreapta, Liberal-Democrat și altele, tot timpul își unificau forțele împotriva noastră. Așa a fost în 2009, așa a fost în 2010, așa a fost în 2014. Această echipă împreună cu mine din 2009 luptăm în opoziție împotriva guvernării. Am reușit foarte mult. Acum suntem cu toții în fața luptei decisive. Și eu vreau ca acest mesaj să ajungă la fiecare cetățean al Republicii Moldova. Stimați concetățeni, de astăzi începe o etapă decisivă pentru Republica Moldova. Începe o luptă decisivă împotriva eurouniuniștilor care 9 ani sunt la guvernare. Putem merge pe fiecare segment, toți, absolut toți, cu excepție la câțiva funcționari, sunt nemulțumiți de ceea ce se întâmplă în țara noastră. Noi avem șansa, pe cale democratică, prin votul nostru, să schimbăm situația peste 2 luni de zile, mai puțin de 2 luni, pe data de 24 februarie. De 2 ani de zile, în calitate de președinte al Republicii Moldova, cu votul dumneavoastră, facem tot posibilul să ținem față acestei guvernări. S-au făcut multe lucruri, avem multe rezultate, dumneavoastră le cunoașteți. Dar avem mult mai multe lucruri bune pentru cetățeni ce trebuie să le facem. Dacă aveți încredere în președintele Republicii Moldova, dacă doriți să obținem rezultate mai bune, haideți să alegem așa echipă cu care președintele va putea lucra. Eu nu am putut să găsesc limbă comună cu cei care acum sunt în majoritate parlamentară. Și nu ai cu cine. Cei de dreapta sunt clar dus cu unioniștilor, cei de centru încearcă să-i joace și pe cei de stânga și pe cei de dreapta. Cu cine? Eu vreau să mulțumesc doamnei Greceanei pentru invitația de a fi cap de listă pentru Partidul Socialiștilor. Pentru mine este o onoare. Și noi împreună cu dumneavoastră am creat această forță politică și am crescut-o începând cu anul 2011. Decizia să particip sau nu o vom lua împreună cu colegii. Ne vom consulta și după data de 20 ianuarie vom lua o decizie. Cum este mai bine pentru Republica Moldova și cum este mai bine pentru rezultatul Partidului Socialiștilor.
Dar trebuie să înțelegem foarte clar, stimați concetățeni, dacă doriți să fie o conlucrare între președinte, parlament și guvern, trebuie să susțineți echipa pro-prezidențială, echipa Partidului Socialiștilor. Altă soluție nu este. Și nu votați candidați independenți pe circunscripții. Ce independență am văzut pe urmă ce fac? Ei merg independenți, dar pe urmă se duc tot la Partidul Democrat. Votați candidații partidelor. Vedeți simbolul? Am mers, am ales, suntem siguri că aceștia sunt membri ai echipii. Дорогие друзья, я хочу отдельно поблагодарить весь состав фракции социалистов, которые 4 года назад получили мандат депутата и остались в команде. Хочу напомнить, из 25 депутатов, 24 от звонка до звонка были в команде. Давайте мы им всем скажем спасибо и благодарность за то, что несмотря ни на какие трудности, несмотря ни на какие прессинги, мы остались единой командой. Знаете, один мудрец в первой половине прошлого века сказал, сначала тебя не замечают, потом над тобой смеются, потом тебя боятся, а потом ты побеждаешь. Был такой мудрец Ганди, политический деятель. Так вот, мы с вами прошли все эти этапы. Я хочу вам напомнить, 2011-2012 год, когда у нас рейтинг был ниже 1%, нас не замечали. Потом, когда мы начали набирать обороты, 2013-2014 смеялись, да не пройдут социалисты в парламент. 3-4% не пройдут, даже повысили избирательный порог до 6%, чтобы мы не прошли парламент. 2014, когда мы получили самую большую фракцию в парламенте. 2015, когда мы победили на башканских выборах. 2016, когда мы победили на президентских выборах. Нас начали бояться. И теперь пришло время побеждать. И мы обязаны победить. И несмотря ни на что, я вам скажу, что сколько бы они ни старались, я уверен, что мы победим. 2019 год, дорогие друзья, он символичен для нашей земли, для нашей страны. В 2019 году исполняется ровно 75 лет освобождения Молдовы от фашистов и румын. Хочу напомнить. В 1944 году Ясо-Кишиневская операция, бои на этих территориях, Великая Отечественная война, и нам удалось освободить, наши предки, наши отцы, освободили эту территорию от румыно-фашистских захватчиков. Так я задаю простой вопрос. Если наши отцы и деды смогли победить в более сложных условиях, неужели мы не сможем победить в следующем году? А я уверен, что мы сможем. Мы обязаны это сделать. Ради памяти наших отцов, ради нашей страны, ради наших детей, ради Дня Победы, который останется всегда Днем Победы в Молдове, ради нашей государственности, ради нашей истории мы обязаны победить, потому что другого шанса не будет. А народ ждет этой победы. И я уверен, что эта победа будет общей победой всего народа. И, дорогие друзья, вот здесь те, которые пойдут по спискам, по округам, знаете, когда мы сидели на троне, мне показывали некоторые детали этих списков, я посмотрел, и я думаю, что 55 депутатов мало, все пройдут парламент. Я думаю, что все имеют шансы пройти парламент, потому что мы получим парламентское большинство, создадим правительство, и вот все, которые сейчас сзади меня, и другие, которые еще в зале,
будут либо депутатами, министрами и так далее. Но для этого нужна общая победа. Победа в интересах нашего народа. Спасибо.